am încheiat cuizul cu 13 răspunsuri corecte din 15 întrebări sau situații. Scorul tău este de 87% în siguranță online. Și iată mesajul este că sunt dificil de păcălit, oricât ar încerca infractorii cibernetici să facă asta, însă mi se oferă și o recomandare și anume să nu mă culc pe o ureche. În condițiile în care tentativele de fraudă sunt din ce în ce mai rafinate, iar metodele tot mai diversificate, ni se recomandă să fim cât mai vigilenți și mereu bine informați. Sunt cam tricky răspunsurile, nu sunt chiar așa intuitive. Ce Ci ciudă mie că am răspuns greșit la primă. Incredibil! Scorul e de 73% în siguranță online, ceea ce înseamnă că mai am puțin de lucrat pentru a fi în siguranță în mediul online, iar concluzia specialiștilor este că chiar și așa pot fi ușor păcălite de metodele infractorilor cibernetici. Sunt concluziile în urma testelor de siguranță online efectuate de jurnaliști Euronews. Ele ne arată cât de pregătiți suntem să facem față fraudelor cibernetice și cum reacționăm în fața unor asemenea tentative. De exemplu, să nu mai răspundă la e mail de phishing, să nu mai ofere datele sensibile răufăcătorilor prin telefon, să nu mai ofere acces Altor persoane, la calculator, la datele personale. În contextul pandemiei sau cel al războiului din Ucraina, a crescut numărul tentativelor de fraudă în mediul online. Totodată, acestea vizează tot mai mult relația dintre clienți și bănci. Foarte frecvente sunt și așa zisele oportunități de investiții cu promisiunea unor câștiguri rapide. Ceea ce privește tipologia de fraudă invest schemă, Sub pretextul consilierii persoanelor de a efectua diverse investiții, și aici când vorbim de investiții, vorbim fie de, acțiuni, de cumpărare de acțiuni, fie de cumpărare de criptoactive. În același timp, sunt sfătuiți să descarce și o aplicație de remote control, care practic nu face altceva decât să preia controlul telefonului de către o persoană necunoscute. De-a lungul timpului, ANAF a avertizat asupra mai multor campanii de mesaje false trimise în numele instituției. Cea mai recentă dintre acestea solicita achitarea impozitului aferent anului 2022. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de e-mail care nu aparține instituției, iar documentul conține exprimări nespecifice comunicărilor ANAF, a precizat instituția într-un comunicat de presă.